cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni, bine ne-am regăsit la cafeaua de dimineață. Astăzi o emisiune mai deosebită pentru noi aici în platou, pentru că după foarte, foarte, foarte mult timp avem un președinte al PSD Neamț în direct, în emisiune. Lucru care nu s-a mai întâmplat de pe, din perioada alegerilor trecute. Între timp, lucrurile s-au schimbat în zona Partidului Social Democrat. Dacă timp de mulți ani a fost președinte Ionel Arsene, cel care ați aflat de ieri, s-a predat la Bari și acum așteaptă derularea procedurilor. Probabil statul român va face cereri de extrădare, se va judeca, cel mai probabil va rămâne acolo. Deci, a fost Ionel Arsene. După ce am avut problemele care au fost în județ cu podul de la Luț, ce au mai fost, dânsul s-a retras din funcție și a dat, demisia, s-a retras, o să ne lămurim. Și organizația a fost preluată interimar de primarul de la Târgu Neamț, domnul Daniel Harpa, care în momentul acesta este în emisiune în direct la Mesagerul de Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Domnul președinte, primar, nu vă zic acum ca să nu vă degradez. Am asistat la conferința de presă pe care ați ținut-o acum câtva timp. Am înțeles dorința dumneavoastră de a nu se discuta despre Ionel Arsene, dar nu pot, ca realizator de emisiune, să nu discut în momentul ăsta despre un personaj care a fost personajul principal în partid și în județ atâția ani. Aș vrea, ca să respect într-un fel dorința dumneavoastră, să nu discutăm despre Ionel Arsene, Consiliul Județean aici, sau despre Ionel Arsene și aventurile politice ale sale de la București. Să discutăm despre Ionel Arsene, președintele PSD Neamț. Trebuie să spun că asta a fost și o discuție prealabilă între noi, că așa e frumos să știe lumea la ce se aștepte. Deci, vreți, nu vreți, sunteți urmașul lui Arsene la președinția PSD Neamț, e drept interimar deocamdată. Cum puteți discuta acum despre Ionel Arsene, președintele de organizație, după ce el a fost condamnat, acum s-a predat în Bari, etc. Au început să apară și, să spunem așa, meme-urilor, cum se cheamă așa pe internet, de ce la Bari și nu în altă parte, pentru că acolo sunt moaștele Sfântului Neculai, știți, unde se duc toți ortodoxi în pelerinaj, dar nu discutăm acum, astea le discutăm separat. Deci, Ionel Arsene, PSD Neamț, înainte de a veni dumneavoastră, a fost o perioadă când ați condus și el era încă în funcția de președinte al Consiliului Județean în partid, și după aceea discutăm despre viitor. Sigur, discutăm aici de o persoană care a condus organizația județeană Neamț al Partidului Social Democrat o perioadă destul de lungă. Și vorbim, indiferent că îl cheamă Ionel Arsene sau cum l-ar fi chemat pe președintele organizației județene, trebuie să fim conștienți și să recunoaștem, de fapt eu trebuie să recunosc că în acea perioadă de 10 ani de zile cât a condus organizația județeană, Ionel Arsene a avut doar rezultate pozitive. Deci niciodată în acești 10 ani în competiții electorale nu s-au pierdut alegerile. Și aici vorbim de alegeri locale, alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale și europarlamentare. Deci dacă discutăm din punct de vedere politic
La europarlamentare parcă odată să mai... Nu, am avut... De județul Neamț a fost într-un clasament destul de sus, am comparativ înțeles. Cu alte județe. Deci, discutând din punct de vedere politic, nu avem ce reproșa unui om politic care a condus o organizație județeană destul de grea, în condițiile în care și celelalte partide politice erau bine puse la punct și cu lideri destul de cunoscuți, destul de puternici. Pe partea asta, care m-ați întrebat dumneavoastră de omul Arsenie sau de ceea ce s-a întâmplat, așa cum am spus, nu este problema mea, nu pot să fac comentarii pe această linie, dar din punct de vedere politic, eu zic că organizația județeană a fost condusă cu mână de fier și s-au văzut rezultatele. Era nevoie de mână de fier în Neamț? Cred că în anumite momente, da. În special în primul an de când a preluat conducerea partidului, știm cu toții că la nivel de județ, județul era condus de altă formațiune politică și cu un lider destul de puternic. Ăla a fost momentul când trebuia un lider politic de la organizația noastră să conducă partidul. Partidul a fost condus foarte, foarte bine. Dar, revenind la subiectul dumneavoastră, nu am și nu voi comenta niciodată o decizie a unei instanțe de judecată sau, eu știu, alte decizii privind un om, fiind chiar Ionel Arsenie. Un om care trebuie să spunem că îl cunoașteți de mult timp, sigur, ați colaborat sigur cu el. Asta este o altă problemă. Poate odată discutăm și lucrul ăsta, dar să se mai liniștească lucrurile, să vedem ce se întâmplă acolo. Ideea este în felul următor. Ați preluat un partid condus în unele momente, eu aș spune că în cele mai multe momente, autoritar de Ionel Arsenie. În momentul în care l-ați preluat, mai țin minte când a fost exact... Aproximativ 10 luni. De 10 luni. Deci aveți deja o oarecare vechime. A simțit umbra lui Arsenie în momentul în care trebuia să conduceți partidul? Niciodată. În momentul în care Ionel Arsenie s-a suspendat, conducerea partidului a fost preluată de mine, împreună cu vicepreședinții, cu cei care s-au implicat și se implică în continuare în conducerea partidului, dar discuția care am avut-o și tot timpul am ținut legătura a fost cu domnul Ciolacu și domnul Stănescu. Deci nu s-a pus problema vreodată să fiu împins din spate sau să mi se recomande ceva anume pe linie politică. Și nu numai. Colaborarea șef de partid, șef de Consiliu Județean, cum a fost în perioada asta? Vorbesc, nu discut înainte. Perioada asta. Sigur, eu sunt primarul orașului Târgu Neamț. Nu prea am avut și nu prea am legătură cu Consiliul Județean. La nivel de Consiliul Județean avem un președinte statutar, avem doi vicepreședinți, există o conducere, un aparat de specialitate, nu am legătură cu reprezentanții Consiliului Județean. Bine, dacă vorbim din punct de vedere politic, este normal, împreună cu aliații, cu coaliția care o avem, chiar și cu celelalte partide, putem discuta de proiecte mărețe, de proiecte de viitor, dar asta nu înseamnă că nici în perioada trecută, nici în perioada asta, primarul de Târgu Neamț are legătură cu Consiliul Județean. Doar de colaborare și de dezvoltare din punct de vedere politic, sau, eu știu, promovarea unor politici, a unor proiecte. Bun, deci clar de 10 luni de zile, dumneavoastră sunteți cel care conduce partidul, o spuneți. Oponenții politici spun altceva și e normal să spună altceva, pentru că ei au interesul să șubrezească poziția PSD-ului. În cele 10 luni de zile ați avut vreo discuție politică cu, la nivel egal sau, mă rog, apropiat cu PNL-ul? Nu, hai să spunem, cu celelalte partide? Nu numai cu PNL-ul. Am avut discuții, cum am avut și acum, la formarea unei majorități în Consiliul Județean. Dar, din păcate, mi-aș fi dorit din tot sufletul să am o discuție și cu PNL-ul. Nu s-a putut, nu s-a vrut, nu știu...
Eu am mai spus și repet. Eu am apreciat și apreciez această coaliție la nivel național. Și chiar liderii celor două partide, de fapt liderii celor trei partide, se înțeleg că sunt oameni adevărați, oameni de cuvânt și oameni serioși. Mi-aș fi dorit și eu, îmi doresc și acum, o colaborare instituțională sau legală, sau bazate pe proiecte, pe ceea ce își doresc cetățenii județului și cu PNL-ul. Până acum nu s-a vrut, nu s-a putut, eu știu, poate au fost alte... Eu aștept alte... plenara CC. Știți, care e plenara CC? Plenara Ciucă-Ciolacu. Deci o plenară CC în care să se adune și să se rezolve lucrurile. Lăsând gluma la o parte, deși gluma are niște, are un sâmbure de adevăr acolo, că o alianță, indiferent cum am numit-o din punct de vedere tehnic, tot alianță este, între PNL și PSD, PSD și PNL, ca să nu supăr pe nimeni, iau și așa și așa, ar însemna, din punctul meu de vedere, o lovitură directă la adresa partidelor mici. De ce? Pentru că nu vor mai avea, practic, nicio șansă. Și indiferent că vom spune că e o alianță PSD-PNL, toată lumea o să considere că e un partid unic. Mai ales dacă vor fi candidaturi comune. Asta va fi, în momentul acela, va fi chiar așa. Da. Haideți mă duc aminte că când am candidat eu în 2012, a fost vechiul USL. Cunoaștem. Deci tot alianță, PNL-PSD. Și a funcționat foarte, foarte bine. Cel puțin până când a fost executat Crin Antonescu. Vorbim la nivel național, dar la nivel local foarte, foarte bine a funcționat coaliția. Și n-am avut nicio problemă. Vicele au fost al lor, eu am câștigat primăria, ne-am înțeles. A vorbit inclusiv, sunt târgâneam, dar și la nivel de... Și la nivel de județ. Da. Lucrurile au mers până la un anumit punct foarte, foarte bine. Dar revenind la această coaliție, este normal și firesc în aceste momente, de fapt și în perioada dinainte, cu pandemia, cu război, cu tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră, este normal că cel puțin 2-3 lideri adevărați să fie responsabili de bun. Viitorul. Eu aștept, noi de fapt avem aici, suntem observatori până la urmă. Da. Aștept cu nerăbdare să văd, de exemplu, cum ar arăta o listă comună la Neamț. Zic că la Neamț avem oameni serioși, păi oameni, nu, care sunt echilibrați. Nu știu, chiar nu știu acum, chiar vă rog să... Deci dacă vor fi alegeri parlamentare, vom avea pe aceeași listă candidați PSD și PNL sau vom avea candidați PSD pe o listă, PNL pe o listă, ca să luăm mai multe locuri? Nu știu, nu sunt... Da, chiar nu încerc să-mi dau seama. Cred că răspunde la această întrebare, da. Că am auzit și următoarea chestie. Am auzit și următoarea chestie. Că, domne, zice, candidăm, zice, da, voi, zice, avem harta României, zice, PNL-ul are capitalele de județ astea, acolo se duce el la județ. PSD-ul are capitalele de județ astea, zice, acolo, unde e ALDE, mai vedem. Mi se pare că noi în județ avem ALDE, nu? Avem. Avem ALDE. Apropo, nu s-au supărat membrii de partid de la PSD că nu aveți președinte? A fost... Noi am fost și vom fi corecți cu partenerii de coaliție, chiar și cu PNL-ul. Dar dacă n-ai avut o discuție înainte, aplicată și bazată pe viitorul CJ-ului sau pe viitorul județului, n-ai ce spune. Cu ALDE, cu PMPO, cu Pro-România, am avut discuții corecte. Cu AUR ați discutat? Nu. O să rog pe cineva să-mi aducă telefonul. Am avut discuții corecte și s-a format această coaliție. De fapt, s-a reformat această coaliție, formată din cele trei partide plus PSD-ul. Avem un vicepreședinte al nostru, avem un vicepreședinte de la PMP și președintele de la ALDE. Astăzi când vorbim. În politică e posibil orice. Am înțeles. Asta sună bine, ca să spun așa, pentru noi. Deci asta e ca un fel de atenționare. Interesul este general.
proiectele de viitor, proiectele care sunt în derulare, care trebuie duse la bun sfârșit. Și aici trebuie să recunoaștem că atât președintele actual, domnul Asafte, cât și domnul Chitic știu despre aceste proiecte, trebuie să le continue. Au fost în echipa fostului președinte, așa că nu văd o problemă să nu funcționeze. Întotdeauna am spus că cititorii noștri sunt mai deștepți decât noi. Întrebare. Ia uite că nu le mai văd pe toate acum, din păcate, dar găsesc eu o soluție. Deci, întrebare. Cum funcționează în momentul ăsta PSD-ul? Că zice, în mediul public, adică în discuțiile astea neoficiale, se spune că sunt mai multe... tabere. Era să zic găști, dar asta a spus doar cu... a spus corect, cu tabere. Da, aici este o intoxicare a... Nu, nu, nici nu există așa ceva. Există o singură tabără care este în jurul meu, în spatele meu, și aici mă refer la primarii din județul Neamț, vorbim de peste 40 de primari, vorbim de consilieri județeni și, nu în ultimul rând, de parlamentarii noștri care au demonstrat încă o dată că este și sunt și vor fi alături de președintelor de organizație. Am înțeles. Bun, acum... Ați fost la conferința, ați organizat conferința aceea de presă și am avut plăcerea să-l văd și pe domnul Cuc. Sigur. Domnul Cuc este senator de Neamț, așa cum și alți parlamentari sunt de Neamț, de la alte partide, chiar dacă nu stau a lipsit o perioadă de timp sau nu locuiește efectiv aici, dar asta nu înseamnă că domnul Cuc nu s-a ocupat de județul Neamț. Aici sunt nenumărate exemple, în special în perioada când a fost ministrul transporturilor. Când Neamțul a beneficiat, slavă Domnului, de finanțări special pe drumuri. Trebuie să vă spun ceva. Pe site-ul, pe chat-ul emisiunii, PNL-ul este foarte bine reprezentat. Ai dumneavoastră, nu întreabă nimica. Nu le-a spus să urmărească? Să nu am avut timp să spus. Dar de ce n-ați avut timp? Ați ajuns... Am ajuns noapte pe la 1 acasă. Ați fost la București? Da. Ce noutăți? Păi pregătim alegerile organizației județene. Ah, că aveți alegeri. Uite, apropo, aveți alegeri. Cine-i contracandidatul dumneavoastră? Aveți vreun contracandidat? Până astăzi, când vorbim, nu am auzit de contracandidat. Deci... Alegerile sunt, în Partidul Social Democrat sunt democratice. Deci, dar când le faceți? Candidat? Probabil săptămâna viitoare. Probabil. Depinde ce la nivel de comune, de UAT, de... La nivel de comune s-au făcut. S-au făcut. La femei aveți, pe doamna... Avem și la femei, avem și la seniori, avem și la tineret. Bănuiesc, dacă nu reușim săptămâna viitoare, după Sfintele Paște, vor fi alegeri. Săptămâna viitoare reușiți? Are vreo legătură prezența posibil a domnului Ciolacu cu alegerile sau le veți ține oricum? Cam înțeles că s-ar putea să vină. Domnul Ciolacu cu domnul Paul Sănescu vor veni la o discuție aplicată în special cu primarii vis-a-vis de alegeri, dar în primul și în primul rând de proiectele care le avem în derulare. Bun. Începând de la Angel Salini, CNI și tot ceea ce... Haideți că în limbaj de partid și în limbaj de imagine, asta înseamnă vin cei doi șefi în Neamț înainte de alegeri într-un fel ca să arate că există un sprijin al organizației centrale pentru organizație. Dacă nu avem sprijinul dumnealor, nici nu mă gândeam să candidez la președinția organizației județene. Clar. Și nu mai spun de sprijinul primarilor. Așa cum ați spus, înainte de conferința de presă care era firesc și normal să o organizez, eu am avut discuție, nu numai eu, echipa cu care voi lucra în continuare, cu toți primarii din județul Neamț. Și surpriza plăcută a fost că niciun primar nu a lipsit de la acea discuție. În primul și în primul rând le-am adus la cunoștință care este proiectul meu de viitor. Le-am adus la cunoștință cum îmi doresc să colaborez cu dumnealor, pentru că baza într-un județ sunt primarii. Și care este modalitatea mea de lucru? Primarul de Târgu Neamț. Păi, deci, trei mandate am stat în mijlocul lor și știu ce înseamnă să fii primar. Ce înseamnă să fii primar? Administrație publică locală.
Bun, lăsați-mă, că asta știu și eu. 3 ani de zile cel puțin nu faci mare parte politică decât muncă în cadrul primăriei. Începând de la drumuri, ceea ce își doresc ce... infrastructură și multe alte... Ce compromisuri? Și vorbesc cu ghilimele, nu neapărat compromisuri. Trebuie să faci ca să fii un bun primar. Pentru că am primari pe care îi cunosc de ani de zile, care îmi spuneau așa, băi, pe mine nu mă interesează de unde vin banii. Eu dacă trebuie să trec la aur, mă duc la aur. Dacă mă duc la haur, mă duc la haur. Dacă mă duc la PNL, mă duc la PNL. Cofi Ciucă, cofi Câțu, cofi Orban, nu contează. Mă duc acolo, vine PSD-ul, mă duc la PSD. Deci sunt primari de genul ăsta, care mulți dintre ei au făcut lucruri în comunele lor. Sunt și alți primari care zic, doamne, eu m-am născut cu Iliescu și nu vreau să mor cu Iohannis. Sigur, dacă mă întrebați pe mine, și normal să răspund din punctul meu de vedere ca primar cu 3 mandate, aproape 3 mandate, adică vorbim de 11 ani de zile, așa am fost crescut, așa am fost educat. Odată uite, ce merg într-o echipă, uite ce spune unul care, na, eu nu sunt din ăla să-i răspund unui cititor. Să asculți de șeful Arsene, asta înseamnă să fii primar. Bine, mai sunt răutăți. Nu, sunt chestii de partid, eu am spus. Voi repeta, nu ascult. Nu am nicio problemă de a... Eu știu, de a strânge informațiile utile pentru a conduce, din punct de vedere politic, un partid. Indiferent cine este, că este domnul Bălănescu, că este domnul Arsene, că este domnul, nu știu, oamenii care vor, într-adevăr, să vină cu o idee bună pentru buna funcționare a partidului și o politică de stânga adevărată, nu se pune problema. Dar asta nu înseamnă că ascultă cineva anume. Sau că am dus vremurile alea când șeful te dea cu pumnul în masă și trebuia să faci cum vrea șeful. Bun. Poziția Bucureștiului în momentul acesta este cunoscută. Ei nu discută. Se aplică statutul partidului în cazul... S-a aplicat statutul partidului. Ei discută, spuneți, cu dumneavoastră. Dumneavoastră, în momentul acesta, de când a plecat Ionel Arsene până acum, ați mai avut vreo discuție cu domnia sa? Nu. Nici prin... Prin nimeni, prin nimic nu. Eu cred că de la sfârșitul lunii februarie nu am mai discutat cu domnul Arsene. Ați simțit vreodată vreo presiune de la București? Nu, exclus. Cum exclus. Că ați fi, cum se spune, marioneta lui... Da, nu. Astea sunt vorbe politice, eu știu, răutăți care nu și-au rost. De fapt, eu nici nu le bag în seamă. Păi eu am avut ocazia să asist la schimburi de cuvinte pe parcursul ultimilor ani între oameni politici. Le spuneai că băieții ăștia niciodată nu vor mai sta nu în aceeași masă, în aceeași încăpere. Nu vor mai sta în aceeași localitate. Ca după aceea să-i vezi pupat Piața Independenței, te miri unde. Eu aștept cu nerăbdare prima conferință de presă comună PSD-PNL în Neamț. Dacă coaliția funcționează și va funcționa și în Neamț, cu mare drag, cu mare plăcere. Eu am, ori de câte ori am fost la dumneavoastră sau la colegii dumneavoastră în emisiuni, am spus și mă repet, nu voi ataca niciodată din punct de vedere politic sau, eu știu, uman, din punct de vedere uman, adversarii politici. Discutăm de o campanie electorală care este normală și firească, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne jignim și să ne... Păi da, da. Dumneavoastră ați mai primit câte un... Am primit. Asta e. Fie primit, asta cum se spune, fie primit, da. Fie primit. Bun. Revenind la partid. Ce... Deci veți avea alegerile. Mergeți cu un program, probabil. Sigur. Cât puteți să ne spune? Ce înseamnă programul ăsta pentru dumneavoastră? Care sunt liniile mari? Pentru că acolo, dacă mergeți cu ideea rupem tot și nu discutăm cu PNL, o s-ar putea ca peste 6 luni... Dar ce să rupem? Să rupeți tot, adică în sensul câștigați tot. Adică trebuie să fim cu picioarele pe pământ.
suntem în perioada comunismului. Este normal să avem și opoziție, este normal să avem și discuții cu partenerii politici, așa cum am avut-o și în Consiliul Județean. E posibil să mergem într-o alianță și la nivel local și la nivel județean cu actualii parteneri politici. Este posibil să mergem într-o alianță cu PNL-ul. Nu putem discuta că rupem toți. Ceea ce este clar, primarii noștri trebuie să stea alături de noi în perioada următoare și cu siguranță vor candida tot din partea noastră. Dacă vom avea alianță, că vom merge pe liste numai noi PSD-ul, asta e altă discuție. Întrebare directă. În ce relații sunteți cu Aur Neamț? Veți face alianță dacă va fi nevoie cu ei? Cu mare drag. Pentru interesul cetățenilor județului, cu mare drag. Deci dacă va fi cazul, veți colabora și cu ei? Vă spun în direct ultima discuție care am avut-o chiar cu USR-ul. Suntem deschiși la discuții cu orice partid politic. Dar discuții bazate pe respect, în primul rând, și pe sinceritate. Nu așa facem alianțe. USR-ul la ce nivel ați discutat cu domnul Bulai? Chiar și cu domnul Bulai. Nu, însu este ca este normal, este liderul... Este liderul județean al USR-ului. Bun, asta este o știre că ați discutat cu USR-ul, pentru că USR-ul, eu am spus la un moment dat aici, că a avut în Consiliul Județean, la un moment dat, niște poziții extrem de interesante și nuanțate, mai ales după ce primarii celor două comune USR au primit niște finanțări de la Consiliul Județean. Sau un exemplu, cred că de vreo două, când s-a aprobat proiectul cu spitalul. USR-ul a votat proiectul cu spitalul județean. A fost în sală, s-a abținut, dar a asigurat numărul de... Ceva la un proiect, USR-ul a fost... Ei au votat înainte. Da. Bun. Acum, dumneavoastră veți fi probabil președintele PSD. Deci există o limită în comentarii. Eu, în general, permit orice, dar există o limită și l-aș ruga pe domnul despre care spun să se abțină. Așa. USR are consilier județeni. Dumneavoastră aveți 9. Aveți pe domnul partidul domnului Dulamă. Așa. Pe USR. Dacă cumva, că știți cum e, în politică se mai întâmplă. Dacă cumva morbul puterii se instalează la vârful Consiliului Județean, veți acționa din punct de vedere politic? Eu spun că acum totul e frumos, e bine. Dar dacă se întâmplă ceva? Dacă lucrurile merg bine, și eu așa cred că vor merge bine la nivel de Consiliul Județean, aici vorbesc din punct de vedere politic, clar. De asta am zis, politic. Nu avem ce discuta la momentul de față. Dacă proiectele merg în continuare, dacă spitalul va fi, contractul cu spitalul va fi semnat, problema asta cu apa servă la fel va fi rezolvată cu POIM-ul, podul de la Luțca, deci cele 3-4 subiecte care sunt arzătoare, nu avem nicio problemă. Chiar fac un apel și la ceilalți colegi din politica nemțeană, să vină cu propunere sau cu mână de ajutor să rezolvăm aceste probleme. Da. Dacă nu, ne așezăm la masa negocierii și discutăm. Cum este politica asta? Cu dumneavoastră ați discutat cu USR-ul. Primarii USR au fost la întâlnirea de la Târgu Neamț cu PSD-ul. Cu PNL-ul. Cu PNL-ul, da. Pardon. PNL-ul, da. Mă tot încurc acum, PSD, PNL, nu mai știu. Deci câteodată deja încep să... Spune USL. Spuneți noastră. Eu nu. Nu, glumesc. Așa. E ciudat. Asta se poți face. E ciudat să vii și să nu știi practic ce se va întâmpla în perioada următoare. Te pregătești pentru alegeri singur, dar te pregătești și pentru alegeri împreună cu cei care în momentul ăsta sunt, cu ghilimele de rigoare, dușmanii tăi, nu competitorii tăi politici. E ca și cum ți-ai pune nevasta să doarmă în pat cu amanta, câteodată.
Deci, păi chiar așa. Ceva de genul ăsta. Ce se întâmplă cu dumneavoastră după? Ce planuri aveți? Sunteți președintele organizației. Deci, practic, ar trebui ca dumneavoastră să vă hotărâți. De pe poziția asta trebuie să mergeți să candidați la Consiliul Județean. Nu e obligatoriu. Poftim? Nu e obligatoriu. Deci nu vi s-a pus condiție la București pentru asta? Nu. Noi acum discutăm de alegerile la organizația județeană PSD Neamț. Bun, asta știu. După, eu consider că s-au făcut. După ce vom pune lucrurile la punct și vom merge pe o linie un pic mai mult, cred că, diferită de ce a fost, atunci vom... În ce sens diferită? Vis-a-vis de colaborarea cu partenerii politici, vis-a-vis de mentalitatea în partid, de conferințe de presă. De colaborarea cu presa, nu? Cu colaborarea cu presa, pardon. Sper să nu vă faceți și dumneavoastră un site propriu. Am mai făcut un lider politic, cred că e de la dumneavoastră din partid, nu știu exact, dar s-ar putea să mă înțeleg, care a făcut un site și vorbește despre el la persoana a treia. Nu. Știți cum e? E site-ul meu și eu spun... Valentin Bălănescu este născut în data de a făcut cutare. Nu m-am născut, este născut. Știți, asta este o chestie care înseamnă scaunul cu funcția. Nu, e plus. Astea sunt, eu știu, proiecte de-a unora sau altora care se gândesc că dacă facă acest site vor câștiga, nu știu ce. Nu, nici vorba. Există un regulament. În cadrul partidului există va exista un purtător de cuvânt. Tot ceea ce voi face, voi face împreună cu echipa care deja mi-am ales-o și care vor veni în fața primarilor și a celor care vor fi prezenți, delegaților în alegerile județene. Bun. Întrebare. Mitică Bodos. Ce proiecte aveți pentru dezvoltarea județului? Eu aș întreba altfel. Ce proiecte preluați din cele care există, că există niște proiecte, și la ce proiecte noi vă gândiți? Eu nu sunt președinte Consiliului Județean. Nu, noi, politic, puteți, politic, da. Politic, putem, puteți... Exact ce am spus. Putem discuta de spitalul care trebuie, proiectul trebuie dus mai departe, spitalul județean, nou spitalul județean, care este deja finanțat prin Programul Național de Redresare. Trebuie semnat contractul, da. Trebuie semnat contractul. Putem discuta de acel proiect mare, Poimul, cu extinderea apă canal, unde există un blocaj și acolo, putem discuta de, asta este o subiect, de drumurile, care, drumurile și tot ceea ce înseamnă infrastructură rutieră, care, slavă Domnului, au fost în anii din urmă modernizate, dar urmează avem și celelalte pe Bacău. Anghel Salini, avem drumul expres, vorbim de senatorul Cuc. Un exemplu, drumul expres Piatra Neamț-Bacău, unde dânsul, chiar și în comisie, la momentul de față, s-a ocupat de acest proiect. Deci sunt proiecte, în special pe infrastructură. Dacă reușim să deblocăm situația cu apa în județ, cu canalizarea... Bun, haideți să discutăm un pic despre apă. Sunteți primar la Târgu Neamț, o localitate împreună cu localitățile din jur, care sunteți în fiecare zi prezent aproape în comunicatele date de apa SERV. Da. Că nu este presiune, că sunt probleme, Agapia, mă rog, până la Pipirig, ăia de la Pipirig nici nu știu de ce mai au aducțiunea de apă. Pipirig cred că nu au atât de probleme. Au, tot timpul au turbiditate. Acolo au un proiect frumos acum, pe apă canal, cred că pe fonduri europene. Cred, bun. Dacă termină acel proiect, cred că problema se rezolvă la Pipirig. Deci, apa SERV-ul nu mai este o problemă doar a Consiliului Județean. Este o problemă a județului. PSD Neamț are cel mai mare număr de consilieri. Și aici e o chestie care nu e ok. Adică când e rău PSD Neamț... Nu, dar nu. Eu vreau numai să termin. PSD-ul are, PNL-ul are. Aici cred că ar trebui lăsat partidul deoparte și discutat, pentru că eu cred că s-au pierdut banii aceia pe Poim. Părerea mea este că s-au pierdut. Va trece în altă parte cu finanțarea. Va merge pe altă finanțare în cel da, mai dar local. Asta nu înseamnă că nu s-au pierdut banii ăia. Că ea puteau fi folosiți și se folosește o finanțare de alt tip în altă parte. Eu nu cred că s-au pierdut banii. Chiar ieri am discutat tot politic, inclusiv de acest proiect.
Și? La momentul de față este în evaluare la Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul. Deci asta este o știre. Totul depinde de o ordonanță de guvern, o hotărâre de guvern, 109, dacă nu mă înșel, dacă poate fi modificată și dat fiind faptul că trebuie prelungit perioada de absorpție a fondurilor, a banii. Cineva, eu nu știu, președintele actual al Consiliului Județean, cine a venit să spună decidenților până la urmă din județ, băi, oameni buni, acolo pe lângă faptul că avem proiectul ăsta, care e la Ministerul Fondurilor Europene, la domnul Boloș, noi avem o problemă financiară la Apa Serv. Băieții ăștia închid anul, dacă nu l-au făcut cumva, cu o gaură, minus, da. O gaură mare. Nu mai știu, cu unii zic 15, alții zic 18, alții zic 13. Mare parte se datorează creșterii prețurilor la energie. Mare parte. Din ce știu eu, acum eu n-am fost și n-am nicio legătură cu Apa Serv. Cert este că pe acest proiect, în special pe acest proiect care ar rezolva mare parte din problemele județului, au fost întârzieri, în special pe obținerea vizelor. Și aici, cum am mai spus, cineva trebuie să răspundă. Este normal să obții un aviz de la mediu într-un an de zile. Păi stau acolo, stau în fața biroului la mediu, la cel care îmi dă avizul, până îmi dă avizul. Nu pot să stau un an de zile. Noi am scos o cronologie a demersurilor făcute pentru obținerea avizului. Scuzați-mă, dar nu poți să învinovățești pe cei de la mediu. Nu, doamne. Hai să zic că au și ei vina lor cu birocrația lor. Dar nu un an. Dar modul în care s-au cerut avizele, documentele depuse, faptul că dacă ți se spune trebuie să aduci documentul ăla, tu în loc să-l aduci în 5 zile, îl aduci în 6 luni. Da. E o problemă. Aici e o problemă. E o problemă. Am discutat zilele trecute cu liderul de la Bacău. Pentru că omul, domnul Benea, omul are experiență, știe... Au avut probleme cu apa. A avut și probleme cu apa, a fost și președinte de Consiliul Județean, știe lucrurile. Ei au semnat pe IM. Păi cum? La ei s-a putut semna și la noi nu. La Iași, la fel. A fost altă perioadă. Eu zic că vom salva acest proiect. În cel mai rău caz, dacă nu pierdem poimul, vom merge pe altă finanțare. Dar investiția trebuie făcută în județ. Și atunci am rezolvat problemele și cu Romanul, și cu Târgu Neamțu, și cu comunele din zona Târgu Neamțu, și cu Pirigu, și cu... Cert este, și am mai spus, primarii care fac parte din acel ADI, de fapt, care fac Adia parte din Apa Serv, sunt nemulțumiți total. Bun, dar este la mâna lor, la votul lor. Da. Este la votul lor. Eu vorbesc acum și din punct de vedere a primarului de Târgu Neamț. Eu nu înțeleg un lucru. Apa Servu este o societate subordonată Consiliului Județean. Are un consiliu de administrație bogat, ca să spunem așa, nu bogat în sensul de bani, bine populat, cu mulți oameni. Există AGA. Da. Oamenii ăștia au văzut că lucrurile nu merg în bine. Știu că am discutat cu o parte dintre ei. Dar tot timpul s-au lovit de ceva. Nu știu de ce s-au lovit în momentul în care... Rugămintea mea este să chemați președintele CEA-ului și sigur nu o să vă refuze la o emisiune și să vă explice exact cum au stat și cum stau lucrurile la... Este o idee bună, din păcate. Da. Dar din păcate... eu știu că domnul Iacoban a cam spus ceea ce l-a durut și nu prea a fost ascultat. Asta știu și eu. Am discutat cu dânsul și el a... Bun. Aici cred că ar trebui să schimbe lucrurile apropo de ce spuneați dumneavoastră. Pentru că hai să nu ne mai ascundem. Președintele PSD Neamț are un cuvânt de spus greu în momentul în care se discută inclusiv chestiuni la nivelul ăsta. De cine e director, cine poate să vină, cine e. Eu m-am săturat de... Hai că noi nu știm. Da, știm. Deci... eu cred că este o problemă și de management la Apa Serv. Păi cred că asta e principala problemă. Problema de management. Și ar trebui cineva să stea de vorbă cu domnul acela
cu nume de domnitor. Aga și Ceau, pentru ce sunt acolo? Numai pentru a își lua indemnizația sau cum se numește aia lunar? Da. Da, da, Aga știți cum funcționează. Aga știți cum funcționează. Aga funcționează de unde ești tu, bre? Eu sunt de la Să Trăiți PSD, de la PNL, de la Cutare. Deci ce facem? Păi nu, da. Sacrificăm știți cum e? Județul neamț pentru... Știți cum e? Apa SEV nu merge bine, da? Sunt probleme. Până acum problemele astea erau preluate de Ionel Arsene, care le suporta. Era și președintele Consiliului Județean. Un singur om nu poate face... Era și președintele Consiliului Județean, era și președintele PSD. Acum, vreți, nu vreți, o parte din astea le încasați dumneavoastră de la Apa SEV. Chiar dacă nu e treaba dumneavoastră, dar le încasați. Da, bine, trebuie să, la un moment dat trebuie să-ți asumi. Dar nu numai eu trebuie să încasez. Știu. Problema cu Apa SEV. O parte le încasați. Problemele la Apa SEV sunt extinse. Și aici putem intra și în partea administrației locale, unde și aici sunt greșeli. Adică? Inclusiv la mine, la Târgu Neamț. Sunt greșeli făcute, în special pe partea asta de infrastructură, de apă, canal, de schimbarea țevilor și conductelor. Conductelor. S-a greșit. Toată lumea, de fapt, mare parte din noi primarii, vrem, oamenii asta vor. Asfalt, 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 asfalt. Nu merge, nu mai merge. Și, și programul ăsta, Anghel Salini, dacă nu ai asigurat apă, canal, gaz, dar în special apă, canal, nu-ți dă finanțare pe Anghel Salini. Ceea ce este un lucru normal. Eu am făcut ce am putut face în Târgu Neamț, dar au fost zone, au fost colegi de-ai mei primari care nu au vrut să facă, dar nu li s-a dat voie. Pentru că proiectul, de exemplu, de extindere apă canal la comuna Tupilați, te bloca ca să poți să faci. La PASERV. Da. Și dacă te duci cu finanțarea pe Anghel Salini, Anghel Salini te elimine pentru că spune du-te la PASERV, ești ai același proiect la PASERV. Ceea ce nu-i corect. Și ne întoarcem la primarii care sunt în PASERV. Și care sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți, dar nu și-au etalat nemulțumirea asta. Ba da, sunt. Vot. În vot. Au fost, eu am urmărit toate procesele verbale, că altfel n-ai cum să vezi, care sunt publicate. Și am văzut primarul de la domnul Șchiopu, am uitat. Bârgăoani. A spus, doamne, nu se poate așa ceva, au mai fost și alții. Dar când s-a votat, tot timpul s-a zis, ei, lasă, poate le mai dăm o șansă. Cred că nu-i cazul să le mai dați nicio șansă. Domnul Șchiopu are investiții, cred că a fost preluat. Are investiție făcută pe o stație de epurare și apă. A fost ani de zile. Ani de zile a stat să-i se preia investiția. Da. Cred că anul ăsta s-a rezolvat problema. Da, păi după ce el a amenințat foarte de bună dreptate. Bun, acum haideți să ne întoarcem un pic la Târgu Neamț. Sunteți primar, deci veți fi candidați, cel mai probabil veți fi ales președinte PSD. Asta înseamnă că puteți fi și președintele organizației din Târg, a PSD? Nu. Deci trebuie să... Probabil acolo va fi, dacă lucrurile merg în direcția bună și colegii mă vor vota, va fi viitorul candidat la primăria Târgu Neamț. Președinte, că e normal. Îi dai putere, inclusiv politică, să conducă organizația astfel încât să câștige alegerile. Și ce spune viitorul candidat, de acord? Trebuie să vorbească cu colegii lui de partid dacă îl votează. Așa. Bun. Și viitorul ăsta candidat lucrează în primărie? Da, este actualul viceprimar. Deci, nu ascund. Nu ascunde. Deci, deci putem să-l anunțăm într-un fel. Am făcut echipă cu vicele și voi face în continuare. Și mi-ar dori în tot sufletul să câștige primăria Târgu Neamț. Uite, asta este o altă știre. O va câștiga, sigur. Deci de data asta este o știre confirmată în direct. Am mai spus și cu alte ocazii. Bun, eu vreau să știu eu. Numai dacă nu-și dorește vicele, dar eu știu că își dorește. Am discutat cu dânsul și sigur va fi, dacă dă Dumnezeu și bine, și sănătate, el va fi candidatul nostru la primăria Târgu Neamț. Bun, acum, pe scurt, așa, în final de emisiune, o să vă întreb, că toată lumea spune, doamne, haideți, doamne, lăsați asta cu unitatea în PSD. Cum colaborați, de exemplu, cu Ciprian Șerban? Foarte bine. Îmi este și prieten. Deci colaborați foarte bine. Da. Facem echipă. Bună. Oana Bulai. Foarte bine. Cine mai este? Răzvan Cuc, nu vă întreb, că el, foarte, cu foarte el sigur bine. Colaborați bine, foarte pentru că vine rar. Odată la 2 ani. Nu mai vine rar. O să vină în fiecare săptămână, o să fie în județ. Când azi, joi dimineața va fi aici. Deci ați... Răzvan în fiecare...
săptămână va fi prezent pe Colegiul 8, pe Valea Muntelui, în special. Ok, asta este o altă știre. Și Ciprian, la fel, pe Colegiul 3. Fiecare parlamentar se va ocupa de colegiul care îl conduce. Oana la fel, Alina Antoche la fel. Da, Alina Antoche nu e parlamentar. Nu, el răspunde de Colegiul 5. Colegiul 5, Colegiul Zona 5. Roman. Zona Romanului. Oana Remus de Roman. Remus Munteanu la fel. Roman, Remus Munteanu de ce răspunde? Colegiul 6. Colegiul 6. Da. Deci, practic, ați reușit să-i aduceți pe toți... Fiecare săptămână, după ce termină parlamentul, activitățile la parlament, vor fi prezenți pe colegiu. Asta este clar. Adică nu ne abatem de la regula asta. Primarii trebuie să fie... Parlamentarii trebuie să fie alături de primari în fiecare săptămână. Toate problemele le notează. Duminică, seara sau luni, avem un grup al nostru, scriem frumos care sunt problemele primarilor, problemele județului, problemele Romanului și vedem ce putem face din punct de vedere politic. Informăm Consiliul Județean dacă este nevoie, informăm ministerele. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile s-au foarte, foarte bine și sunt clare. Mai avem o problemă la partid care o vom rezolva după alegeri cu, ce v-am spus, acel purtător de cuvânt și persoana care va ține legătura efectiv în fiecare zi sau ori de câte ori este nevoie cu dumneavoastră, cu presa. Da, asta este o problemă care... Iar eu mai am treabă la Târgu Neamț încă un an și ceva. Deci am venit astăzi... Doamna Adriana, eu nu felicit pe nimeni pentru realizările deosebite. Dacă doriți, vă aștept în emisiune să discutăm. Deci chiar nu felicit pe nimeni. Și dacă cineva îl felicită pe domnul primar pentru realizările deosebite, este fix problema acelui personaj. Noi discutăm aici despre PSD Neamț pentru că este un partid important în Neamț, pe lângă PNL, AUR și celelalte partide, că toate sunt importante în felul lor. Și pe mine mă interesează ca la finalul acestei discuții să văd că ceva se schimbă în PSD. Domnul Harpa nu o să poată să spună niciodată anumite lucruri despre PSD. Eu le pot spune. Pe timpul lui Ionel Arsene a existat un blocaj informațional dinspre Consiliul Județean și PSD Neamț pentru presă. O să spuneți, numai pentru o parte a presei. Nu, pentru presă. Sigur. Pentru presă. Că cei care primesc asemenea plăcinte și scriu despre ele, e greu să fie numiți presă. Da, asta este o altă poveste. Nu discut, eu niciodată n-am vorbit despre presă. Pe mine mă interesează să schimbe ceva la PSD în relația cu cetățeanul și cu presa. La nivel de informații. Că nu facem noi politica PSD-ului, politica PSD-ului și o fac dânsii. Pe plan local, pe plan național și altceva. Deci cu Târgu Neamț ne-am lămurit. Am spus. Asta înseamnă clar că nu veți mai candida. Nu, sigur. 3 mandate mi-ajunge. Deci, și în politică trebuie să ai bun simț. Deci nu veți mai candida. Exclus. Care sunt șansele în procente să candidați la județ sau să mergeți la parlament? Nu vă pot spune acum. Deci nu, încă nu v-ați hotărât. Dacă e să o gândim politic și colegii vor fi de acord sau vă cere, voi candida la Consiliul Județean, este clar. Dacă vom avea o coaliție și în coaliție se va hotărâ altceva, ne supunem coaliției. Dacă familia mea va spune un lucru clar, domnule, haide, până la urmă cu familia te consulți în toate. Ia-o pe stânga sau ieși de tot din politică, asta voi face. Am înțeles. Deocamdată reorganizăm sau construim. Data viitoare invităm familia și discutăm. Cu mare drag. Așa. Bine. Eu vă mulțumesc că ați venit la emisiune. Știu că nu este o postură foarte de... cum să spun eu, comodă să vii într-o emisiune după atâta timp în calitate de președinte al PSD. Noi ne-am mai întâlnit în calitate de primar al orașului Târgu Neamț. Știu dar că nu e... și în calitate de primar să vin odată să readuc la... Păi haideți că mai avem 5 minute. Uite, mai stăm de vorbă. Locuitorul orașului Târgu Neamț, poate eu știu, nu sunt bine informați, ceea ce s-a realizat în 3 mandate ale mele la Târgu Neamț.
Dar nu vorbim acum, că păi avem timp, fiindcă ce e, nu vreți. Bun, atunci ne întâlnim într-o emisiune, putem să o facem și la târg, nu e o problemă. Apropo de ce se întâmplă acolo, eu vreau să vă spun că am trecut recent prin zona, prin zonă. M-am dus în, toate investițiile. Am fost terminale. în zona aceea a cetății. Și am văzut amfiteatru, am înțeles că a făcut și un fel de preluare a lucrării. Noi avem Bizon Folk în amfiteatru, luna mai. Deci prima manifestare. Da, da. Am văzut și ce sala de sport aceea pentru not, bazinul de not. Strandul e gata, probabil în mai o să dăm drumul. Ce faceți acolo? Că ați avut o întâlnire cu oamenii de afaceri. Uite că nu mă pot abține. Am cerut un punct de vedere de la oameni de afaceri. Primăria nu poate administra strandul și zona de alimentație publică. Le-am cerut un punct de vedere să vedem cum putem debloca. Sunați-l pe domnul Carabelea, că ei administrează aici. Am văzut, am discutat și cu la municipiul Piatra Neamț cum administrează ei strandul, dar nu cred că se pliază la Târgu Neamț. Acolo va fi o zonă de maxim interes. Acolo cine se va ocupa va câștiga probabil și bani, dar va avea o mare responsabilitate. Și primăria trebuie să stea cu ochii cât cepele pe zona respectivă. Investițiile sunt de mare. Topoganele, apa încălzită, centrala, stațiile, investițiile destul de... Spațiile de alimentație publică, deci va fi o zonă foarte... Zona se va dezvolta, avem la... Consiliul Județean, discuții, știm cu toții că cetatea este administrată de Consiliul Județean și acolo avem discuții de un proiect destul de amplu, cu un sistem de urcat, coborâri la cetate. Cu ce? Nu putem să-i spunem gondolă. Cum e la Deva, probabil, un fel de lift. Așa, cum e la Deva, da, un fel de lift cu 24 de persoane, parcă. Da, da, da. Dar e complicat că e și zona împădurită. Ești cetatea unde trebuie să-ți găsești locul exact unde trebuie să... Unde să ajungi, să faci... Ajungi, da, da. Proiecte da. Sunt multe, dar toate la timpul lor. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Să știți că a fost un interes deosebit pentru ce ați spus. Avem și câteva noutăți, mă rog, noutăți poate pentru noi, dar e important că ați punctat niște lucruri. Apropo de Târgu Neamț, cine va veni, de ce se întâmplă așa, vom avea alegeri, va veni domnul Ciolacu cu domnul Stănescu să întâlnească cu primarii. Sunt lucruri importante și că ați spus, pentru mine e important, că va exista o deschidere spre presă. Eu sper să deschiderea asta să țină. Să nu... Că mi-aduc aminte, în primii ani ai domnului Arsene, a fost ok. Așa, se mai discuta cu presa. După aceea, și de asta eu vă doresc să nu... Eu am vreo 10 ani când sunt membru PSD și președinte executiv de vreo 6 ani. Asta, haideți, că asta dar, nu vreau. Na, e feresc că normal președintele răspunde. Președintele organizației județene trebuie să răspundă. Vă doresc cele bune, numai bine. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Eu mă bucur că l-am avut pe domnul Harpa. A răspuns cât s-a putut așa, pentru că încă mai așteaptă validarea prin alegeri și vom vedea ce se va întâmpla după, să vedem ce va fi la Consiliul Județean, cum spunea domnia sa, dacă colegii merg cu el, merge, dacă va fi o coaliție, alianță, cum o fi ea, ce se va hotărâ în coaliție. Ideea este că, aproape sigur, oameni buni, vom avea în anii următori aceeași coaliție de acum la conducere, dacă nu se întâmplă ceva bulversant, gen ce se întâmplă prin Israel, prin Franța sau prin alte părți. Nu mă refer la Ucraina. Ne oprim aici. Încă o dată mulțumesc. La revedere, oameni buni. Numai bine.